Activitatea societăților cu răspundere limitată este supusă reorganizării. Vor fi noi posibilități în procesul decizional, mai multe drepturi pentru asociații, iar procedurile vor fi simplificate, a precizat astăzi ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba. El zice că în procesul de reglementare a noului cadru legislativ privind reforma SRL, autoritățile s-au condus de cele mai bune practici europene. Avem o agendă foarte ambițioasă în tot ce ține de reducerea birocrației, de eliminarea barierelor. Asta pentru că antreprenorii noștri să aibă mai multă libertate în a se dezvolta, în a-și crește afacerile, nu în a lupta cu birocrație și cu obstacolele impuse de statul Republica Moldova. Potrivit lui Alaiba, legea actuală nu permite o flexibilitate în împărțirea profitului între fondatori, iar reforma poate să anuleze acest impediment. Oferim mai multe drepturi asociațiilor din afacere. De exemplu, atunci când un asociat vine cu o investiție mai mare, acesta poate avea dreptul și poate avea solicitarea ca o parte mai mare din profit să îi fie distribuită în perioada imediat următoare, pentru o perioadă de câțiva ani, până când își recuperează investiția. Dumitru Alaiba crede că odată cu implementarea noii reforme se vor îmbunătăți relațiile dintre fondatori, investitori și parteneri. O altă propunere ține de dreptul de retragere a asociatului minoritar. Acest instrument va contribui la diminuarea relațiilor conflictuale. Potrivit autorității, actuala lege nu permite unui asociat, de exemplu, cu 10% de acțiuni să se retragă atunci când decide că nu mai vrea să aibă parte în această companie. Reforma actuală va permite unui angajat să aibă acces mai larg la informații din cadrul companiei. La fel, adoptarea deciziilor va fi posibilă cu 2/3 din voturi și nu cu 3/4, cum era până în prezent. Ministrul Alaiba consideră că reforma va facilita activitatea societăților, excluzând blocajele decizionale care sunt destul de frecvente. Potrivit conceptului de reformă a SRL, vor fi permise adunările și ședințele de lucru de la distanță, fără proceduri de convocare. Pentru modificarea legii cu privire la societatea cu răspundere limitată a fost construit un grup de lucru format din reprezentanții guvernului de la Chișinău, ai asociațiilor profesionale și parteneri externi.